Vineri, 19 iulie, la Sala de Marmură a Cercului Militar Național, a avut loc simpozionul dedicat împlinirii a 20 de ani de la constituirea Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, unde s-au prezentat obiectivele asociației privind rezerva de forțe și cea voluntară, iar la final s-au acordat diplome și semne de recunoștință. Și de ce 2004? Pentru că atunci a intrat România în NATO și România a decis să fie reprezentată la nivelul Confederației Interaliate Opțiunilor în Rezervă prin Asociația Opțiunilor în Rezervă din România, care reunește ofițeri în rezervă și în retragere, mai corect generali, ofițeri în rezervă și retragere, absolvenți ai universităților care au efectuat stagiu militar cu termen redus, un număr foarte important de rezerviști voluntari și, de ce nu, civili fără pregătire militară, dar care vor să fie alături de asociație și prin noi de problemele de apărare și securitate ale României. Mă bucur să vă transmit mesajul tuturor membrilor AORR de bine, de pace și pentru România noastră mai puternică și mai bine apărată.